Ciorile sunt considerate drept unele dintre cele mai sociabile păsări, deși prezența lor în număr tot mai mare în aglomerările urbane deranjează frecvent. Cercetătorii le-au testat de-a lungul anilor și au făcut descoperiri interesante legate de mintea acestora. Astfel, sunt singurele viețuitoare, cu excepția omului și a maimuțelor, capabile să se folosească de unelte în căutarea hranei. De asemenea, potrivit specialiștilor, sunt rânchiunoase, așa că ar fi bine să nu deranjezi o cioară, pentru că te va memora. Zburătoarele care au participat la experiment au demonstrat că nu uită figura celor care le năpăstuiesc, așa că nu le supărați pe ciori sau cioare. Voi cum le numiți? Ciori. Cioară. Cioare sau ciori. Ciori. Sub acoperiș sunt mai multe ciori. 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 Sunt cam multe ciori toamna asta. Cioare. Cioare. Cioare sau ciori. Ciori, chiar sunt mai multe. Ciori. Văzând un stol de ciori, poți să vezi cum este temperatura afară. Cerul este plin de ciori. Cioare. Cioarele sunt niște păsări frumoase. Pipiogor sunt multe cioare. În dicționarul explicativ al limbii române găsim cuvântul cioară cu pluralul ciori și definiția pentru el, nume dat mai multor specii de păsări din familia corbului, cu penajul negru sau cenușiu, cu cioc conic și puternic. Denumirea științifică a ciorii este corvus. În dicționar este menționată și forma de plural cioare, ca o variantă tolerată, dar nerecomandată în vorbirea literară. Să exemplificăm, ciorile ajută la controlul populației de insecte dăunătoare. Cuiburile ciorilor sunt adesea construite în copaci înalți. Un parc din Franța a angajat 6 ciori pentru strângerea gunoaielor. Aici încheiem episodul de astăzi al Dexului de pe stradă. Respectați corectitudinea limbii române în fiecare cuvânt pe care îl folosiți.